În zilele de 9 și 10 octombrie, la castrul roman Jidova a fost găzduită prima ediție a festivalului antic Transalutanus, la porțile Imperiului. Organizat de Asociația Historia Renascita, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și Muzeul Județean Argeș, evenimentul a propus o călătorie în timp, în perioada geto-dacilor și a romanilor. Programul a fost bogat în activități. Atât sâmbătă, cât și duminică, pentru început, vizitatorii au fost invitați să călătorească printre atelierele antice de fierărie, gastronomie, țesut și olărit, fiind prezentate ofrande care nu de puține ori au fost și unele dintre motivele unor confruntări. Spre seară, toate privirile au fost îndreptate spre marea luptă dintre romani și barbari, disputele gladiatorilor fiind impresionante prin realismul și implicarea cu dăruire a participanților. Ziua de sâmbătă s-a încheiat într-un mod simbolic prin celebrarea focului sacru, iar duminică programul s-a deschis printr-o tabără și un set de activități sportive antice. Publicul și-a susținut favoriții la diverse probe de îndemânare. Și pe locul tăi, a germanicul nostru, Potan. Bravo! Au urmat demonstrații militare, prezentarea echipamentelor, a componenței trupelor și bătălia dintre daci și romani.
Evenimentul a avut un final deschis. Organizatorii au promis că vor pregăti o ediție pentru primăvară. Până atunci, într-o ediție specială a emisiunii Avangarda Performanței, vă vom oferi un reportaj mai amplu, de la Festivalul Antic Transalutanus, la porțile Imperiului, de la Jidova.